Bună ziua de la Clubul Ecvestru Decebal, unde se desfășoară competiția sportivă XC Maraton. A câta ediție, domnul Florin? A șasea ediție. Să ne spuneți cât mai multe amănunte, ca să știe tot Bacău și toată țara. Ok, XC Maraton Bacău, organizat de Happy Sport Bacău, este a șasea ediție. Acest eveniment ce are la start din ce în ce mai mulți sportivi, este organizat cu sprijinul partenerilor noștri și sponsorilor noștri și nu în ultimul rând cu ajutorul foarte important al voluntarilor de la Fundația de Sprijin Comunitar. Împreună cu toții, iată, am făcut echipă și ne-am propus să organizăm acest eveniment și anul acesta. Estimez un număr de 200, cel puțin 250 de participanți. Sunt 3 ture astăzi pentru adulți, dedicate adulților. Tura Happy, ce are 20 de kilometri, tura scurtă, ce are 36 de kilometri și tura lungă și pentru e-bike, ce are 60 de kilometri. Sunt nu numai kilometri, ci și numeroase, o importantă diferență de nivel, astfel încât solicită care, foarte mulți sportivi. Care este această diferență, că e important? Tura lungă are 2000 diferență de nivel, da? Deci ca și cum am urcat până la toaca și înapoi. Tura scurtă are 1200, da? Și tura happy are o diferență mică de nivel pentru că este dedicată celor începători în domeniul acesta. Okay? Am înțeles. Mulțumim frumos pentru toate amănuntele, vă dorim succes și să vedem și următoarea ediție, poate și mai bună, dacă se poate. Ok, mulțumim din suflet că ați fost din nou alături de noi și vă așteptăm cu drag întotdeauna. Cele bune! Cele bune!